Dorința cadrelor medicale de a pleca peste hotare este tot mai mare. Este și de înțeles dacă ne gândim că un medic rezident nu câștigă mai bine de 900 de lei pe lună. În schimb, același medic poate primi lejer peste 2000 de euro dacă alege să profeseze, de exemplu, în Spania sau Germania. Alina Hâncu are 29 de ani și este studentă la medicină generală în anul 3. Tânăra își dorește ca la finalul studiilor să profeseze în străinătate. Dacă aș pleca, aș alege Franța sau Belgia. Din simplu motiv că am un atestat de limbă franceză, vorbesc foarte bine limba și mi-ar fi probabil mai ușor să mă adaptez. Care e diferența privind salariul acolo? Ce știi? Tot așa, un rezidențiat? Știu că au salarii peste 1000 de euro. Știu că li se oferă garanția unei chirii plătită de ei, dacă tu nu-ți permiți să o plătești, îți plătesc ei chiria la un apartament care, într-adevăr, nu e de lux, arată îngrozitor, dar e aproape de spital. Și ai acces, probabil, ai acces la altă aparatură, ai acces probabil la alte cazuri. În aceeași situație se află mai toți viitorii medici. După ani de studii intense, aceștia se vor afla în imposibilitatea de a se întreține. Tocmai de aceea, principalele țări alese de aceștia vor fi Marea Britanie, Germania și Franța. Fiecare încearcă să plece cât mai departe și în ideea că dacă n-a ajuns acolo toată lumea, încă e loc pentru mine. Foarte puțin vor să rămână. Tot din financiară? Da. Deci problema financiară e singura problemă. Media plecărilor din ultimii ani a fost de 3000 de medici pe an. Printre motivele principale ale plecării medicilor din România sunt legate și de evoluția profesională, dar și de respectul societății. Sânziana Lovin are deja un CV impresionant și s-a perfecționat în Franța. Acum este și cadru didactic titular la Facultatea de Medicină din Galați. A fost o experiență foarte provocatoare, pentru că atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere profesional, am avut mult de câștigat. În cadrul rezidențiatului, practic, e perioada când acumulăm cele mai multe informații și am avut ocazia să mă instruiesc de la profesori de top, care reprezintă nume hotărătoare în pneumologia la nivel european. Sânziana Lovin este singurul medic gălățean premiat de Academia Română și un exemplu pentru studenții la medicină. În urmă cu 4 ani, aceasta a lansat volumul Tratat de reabilitare pulmonară. Îi încurajează pe viitorii medici să fructifice experiențele de peste hotare. Motivul plecării, dacă este unul al propriei dezvoltări, al propriei deveniri, atunci, într-adevăr, poți face o alegere potrivită pentru tine și familia mea. Deci, da, aș mai pleca. Nu neapărat acum și nu neapărat definitiv. Datele publicate de Colegiul Medicilor sunt cel puțin îngrijorătoare. În ultimii 6 ani, peste 15.000 de medici au părăsit România mergând să lucreze în țări în care sunt tratați mai bine. Numai în 2013, peste 2600 de medici au optat pentru Marea Britanie, Germania, Franța și Belgia. De asemenea, un studiu recent a scos la iveală că cei mai mulți medici din rândul străinilor care lucrează în Germania provin din țara noastră. Acolo remunerația lunară pornește de la cel puțin 1700 de euro și poate ajunge chiar și până la 12.000 de euro. Așa că nu e de mirare că spitalele din România rămân din ce în ce mai goale.